au vrut, ci Domnul le-a făcut un om și o femeie plămădiți din tine și i-au slujit cum Domnul Sfânt le-a spus. Erau adunare în sărbătoare, căci Domnul tot mereu îi cerceta, privea spre ei cu dragoste și soare, din cer cu pace binecuvântat. Când s-a întâlnit bărbatul cu femeia, s-a bucurat și a glăsuit frumos, o încă un membru în grădina noastră și încă unul strigă frații bucuroși. Și părtășia era uimitoare, căci Domnul tot mereu îi cerceta, privea spre ei cu dragoste și soare din cer cu pace binecuvânta. El socotea că cei de jos din vale vor discuta porunca celui sfânt și vor dezbate ce-ar putea să strice odihna și al Domnului cuvânt. Că cel mai mare va învăța supușii cum să se poarte aici jos în lungi, căci au un creator ce-i fără vină și strict ca să păzească lui porunci. Dar iată că în slujire-i știrbitură, măsuri de precauții nu se iau și cad, rămân sărmani fără grădină și fără slava pe care o visau. Erau doi membri în prima adunare și n-au făcut ce-a fost mai important ca să prevină neagra înșelare de moarte să vorbească și păcat. Poate vorbeau de țara de splendoare, de harul ce l-a dat blândul păstor, să locuiască în bucurii și soare, de dragoste, iubire și de dor. Poate vorbeau de preanalt stăpânul, ce falnic și mărețe Domnul Sfânt, ca să privim cu toți pe învățătorul, ce blând și bun în cer și pe pământ. La umbra lui noi ne putem permite ca să trăim așa după cum vrem, că nu-i putem greși cât poate ca să ierte, chiar și în plăceri și în pofte de suntem, că harul lui pe loc ne curățește, cu laudă și închinare noi venim, nu mai contează cum viața se trăiește, în rugăciune și în cântare să-i slujim. Dar a uitat să pui în slujbă vorba despre ce ar putea ca să-i desparte, să-i depărteze de slăvita țară și de porunca ce de Domnul-i dată. Ei au uitat să tragă linii drepte, să fie clare, sfinte și precise, să nu mai fie rabat de la ele și în unitate să păsteze cele scrise. Să nu mai fie acele diferențe, idei, dospiri de minte și păreri, unii sfințiți, iar alții în desfrânare, că de aici se naște desfrânări. În starea aceasta neagră tulburată, un timp prielnic pentru cel viclean, s-a întâmplat că vine încercarea, sărmana Evă, Adam cel sărman, și s-au trezit că într-o zi vicleanul s-a prezentat cu mare și retlic, cu zâmbetul pe buze, diplomatul, licențiat pentru aceasta pregătit, el a venit să înșele creatura, ca să-i despartă de stăpânul lor, cu vorbe dulci, viclene întrebătoare, i-a îndepărtat de Domnul Domnilor. Oare a zis preanaltul cu strictețe, ca să păziți cu grija lui porunci, să nu mai fie rabat de la ele, să fiți extreme, fanatici și înguști? O, ripostează imediat creștinul, nici nu mai este loc de îndoiel. El ne-a dat slobozenia și harul, în ce-a oprit, noi rămânem fideli. Din orice pom, din orice soie liber, ca să mâncăm și să ne desfătăm. Dar ce-a oprit, noi nu mai facem studii, dar de-o găsi portițe să intrăm. O, de-ar fi curmat pe loc vorbirea, sau să respingă orice înlesniri, sau să se pune la îndoială ce-i divin, sau de avea încinse coapța minții, cum Petru și învăța oile lui, fiți treji vegheați ca în ziua nunții, ca să aveți arguna cerului. A profitat străinul de zidirea, ce s-a făcut la norme și în programe, ce n-avea temeliile sfințirii, forma ce zace astăzi la voane, și a lovit a doua în creatură, convingător și sigur și precis, cum ar fi trebuit Adam să-i spună, s-a îngrijit de aceasta anticrist.
O, hotărât nu vei muri și iată, din pomul acesta, dacă vei mânca, pe loc azi cunoștință va fi dată și ca cel preanalt vei judeca. Încumetă și mușcă astăzi fructul, alege drumul acesta, nu mai sta, nu-mi pune la îndoială curăția și binele de vei asculta. Ce? Curăția, binele și sfatul când cal porunca celui veșnic sfânt, ca să sfidezi pe Domnul împăratul, disprețuind al Domnului cuvânt, la alții predicând o viață întreagă, eu însumi să fiu la urmă repădat, nu voi ceda să schimb învățătura, porunca celui sfânt n-are rabat. Iar încerca din creana câte ore, ca să distorsioneze a lui porunci, să dai o altă înfățișare bună oare, să nu mai fim atâta de înguști, că și stăpânul ar fi de acord cu tine, ca să mai lași, să fii la fel ca toți, să fie pace, dragoste, iubire, dar de sfințire vezi că nu mai poți. Dar într-o zi, el s-a lovit puternic de un blajin templar din Nazaret, ce l-a înfruntat când s-a urcat pe templu, el vrea să-l piardă chiar cu orice preț. Același glas, ca și în grădina noastră, a doua oară se auzi Hidos. E scris că Domnul niciodată nu te lasă, aruncă-te de aici jos. Dar el e treaz, răspunde cu cuvântul, nu-i important ca omului părere, lui e de ajuns, ce spune cel prea sfântul, în jertfă pe altar, nu pune miere. Nu folosim cuvântul liber slobozenie ca să trăim în firea pământească, ci harul folosim ca o putere ce fără plată ca să desrobească. Să desrobiască de plăceri și pofte în care am trăit în lume odată, de neputința firii ce zădărnicește și mintea care este neschimbată. Creștine, cercetează de aproape, să-ți vezi de plin curata ta trăire. În calea ta, vicleanul când sosește, îți dă probleme, luptă și zdrobire. Sau îi strângi mâna și îi spui amice, de nu mă învățai tu ce să fac. Și acum eram în legalisme și în gustime și o droaie de copii aveam pe cap. Și lumea mă vedea înapoiat, fanatic, căci casa mi era goală, curățită. Am renunțat la totul, chiar la aur, la tot ce am crezut că e ispită. Dar de când sfatul ți-am urmat, amice, 7 au intrat în casa mea deodată. Și casa e plină, totul e propice, totul se adună, nimic nu se destramă. Ne-au îmbrăcat, ne-au dezvelit, ne-au învățat limbajul, în casă ne-a făcut modificări și m-a trimis să fac și pastoratul, să pot să îndrept mai mult frați înspre ei. Așa o bunăstare, propășire, mai zic și eu, e de invidiat, când 7 își pun mâna se cunoaște și ca în poveste totul e schimbat. Din frații ce trudeau odinioară, să predice cu lacrimi și curat, despre vicleanul ce-ar putea să intre, prin unii să incite la păcat. Azi cu un zâmbet, fals murdar pe buze, nu mai demască planul lui Satan. Noi nu mai judecăm și nu vorbim de nimeni, noi creștem în iubire an de an. Iubirea crește, dar sfinția scade ca și îmbrăcămintea la suror. Ori sunt prea scurte, ori prea strinte toate, rușinea și sfiala nu-s cu noi. Își schimbă înălțimea și confortul, cu tot piciorul nu-i în voia lui, iar capul acoperit chiar și pe acasă e o rușine, nu o pot suferi. Că cele 7 au știut să lucre și pentru toate scuze să găsească și n-au făcut un lucru ca înainte cu alb strălucitor să polească. Să poți mărturisi că libertatea și binecuvântarea care ai dobândit, el Domnul e de acord cu tine în toate, fără să gândești, o, nu sunt amăgit? O, nu sunt amăgit de glasul care convingător vorbește și duios? Ce mă încredințează în toate câte îmi place, ne țin în seamă de cuvântul lui Hristos? Hai mușcă și mănâncă și înghite, se aude un glas în ziua încercării, nu ține seamă de a Domnului cuvinte. Adam și Eva spun da căderii. Și așa mușcară prima adunare. Și tot așa mușcăm și noi la fel. N-a fost nimic
până în ziua în care vine în grădină Domnul Dumnezeu. Unde sunteți? Ne strigă nouă Domnul. Cum v-ați ascuns în norul de îndoieli? De ce în împărtășie și cuvântul în unitate toți să fiți la fel? Oh, eu sunt gol și m-am ascuns de pâine, n-am ascultat și iată ce am ajuns. Așa a întâmpinat Adam pe Domnul, smerit, fricos și amărât nespus. Dar ce răspundem noi când El ne cheamă? Venim la El ca să ne îmbrăcăm cu hainele neprihănirii sfinte, după Scripturi de acum să umblăm? Sau ne urmăm nepăsători cărarea și aruncăm cu pismă lucrători? Dar El își cheamă prin cuvânt lucrarea, cu dragoste, cu milă și cu dor. Veniți să vă dau aur și alifie și îmbrăcăminte goi să nu mai stați, căci vă iubesc, eu am murit pe cruce, ca voi să fiți ai mei răscumpărați. Adam și Eva s-au lăsat să îmbrace hăinuțele ce Domnul le-a făcut. Dar tu ești gata să renunți la șorturi, fapte ce și în lume ți-au plăcut? Sau vii cu șorțul tău la Domnul Slavei? Adam s-a rușinat și a zis în gol, de nu vrei să te îmbrace, Domnul frate, te vei trezi odată în șeol. Că și la nunta cea fără de pată, unul a crezut că merge cu ciubuc și a intrat acolo fără haine, cu șorțul lui, cu fapte din trecut. Dar glasul bun și îndurător din vale s-a adresat puternic și cumplit. Cum ai intrat aici fără haină? Eu nu înțeleg, dar cum ai îndrăsnit? A muțit atunci sărmanul suflet, căci cât a fost aici jos în lungi, avea un glas batjocorind credința. Ce lege atâtea, ce porunci? Sărmana Evă, dacă nu-i zidită și nici Adam nu stă pe temelie, vrășmașul suflă către ei odată și a doua oară i-a și smuls din vie. O, șarpe vechi, ce ai stricat lucrarea, ce azi te încumești iarăși ca să o strici, să socolească, spune adevărul, în ceață să rămâi a lui porunt, să poți să vii cu aceeași întrebare, cu același oare ce creează tulburări, că cei ce nu cunosc cuvântul vieții se lasă amăgit de oare al tău. O, nu-i așa iubita adunare, că oare de atunci sună și azi? Oare a zis arunc televizorul? Oare a zis cu sfială să mă îmbrac? Oare a zis să nu muncesc să aibă chiar două generații în urma mea? Oare a zis să-mi rânduiesc căminul și oare mult poate continua? Dar, frați iubiți, ce țineți oare în brațe și chiar vă tulburați înaintea lui? Priviți la cei ce au ascultat de oare, așa va fi sfârșitul oricui. Și aici nu se are în vedere că-i secretar, diacon sau nimic, de nu păzești porunca celui veșnic, în moartea a doua vei fi chinuit. Iar Moise, să nu strige în gura mare când Fineas la lucru e pornit, ca să oprească neagra înșelare, cu sulița cuvântul a biluit, pe aceia care nu aveau rușine, intrau la Moise, ca la Balac, ca în discotecă, ca la jertfa lumii, fără restricții, plin de gel în cap. Iubitul meu, aici adunare a sfinților ce sunt pe acest pământ, chiar de părinți te îngăduiește, nu te-a primit în cer acel ce-i sfânt, cu mușchii scoși, cu freze, cu îngânfare, cu îmbrăcăminte ca de vagabond, ca să o vrăjești pe cozbia care e ca ispita, cap aproape gol. Să nu te mii când sulița prin tine va trece ca să moară vechea fire, ca să se nască în tine omul nou ce are teamă, respect și rușine. Și cozbia să se pocăiască, să nu mai umble așa cum a umblat, că l-a atras pe nepotul Iacov la mare agonie și păcat. Oare n-am voie că sunt ca o floare? Oare n-am voie chiar niciun mesaj? Mesajele sunt calea spre amăgire și spre păcat la mulți le dă curaj. Să nu se uite Domnul la mesaje, la tinerii neîncercați din adunare, căci astăzi fac hotar în viața lor și intră în reformă și în schimbare. Eu mă opresc, dar dacă oare mai sună astăzi în inima ta, nu-i dă răgaz, ci chiar la 10 ore tu spune nu, nici când nu voi ceda. Chiar de a cincea cezariană, eu nu leg viața ce-i mine.
chiar de-mi iei pământul tot, în tribunal nu vin cu tine. Chiar de surâtă, nu-s frumoasă, nici elegantă cum vrei tu, îmi dă și mie Domnul partea, dar la dezmăț eu spun azi nu. Chiar dacă altul vine în față și eu rămân hurit pe afară, eu nu schimb Biblia cuvintul, eu îți zic nu a 10-a oră. Avem de ales, ori pe aceea ce în grădina au cedat, ori pe acel ce-a biuit să fie în veci glorificat. Și ce alegem, asta suntem, dar de la legi tu pe Hristos, îți garantez că în ziua neagră tu vei pleca de aici de jos. Amin. Amin.